Și mai avem o întrebare la niște mai tineri, să mai agem la minte așa. Ce se află între soare și pământ? Prepoziția și. Corect. Pentru dumnealor, cântecul trandafiri, flori de dor. Împreună, un eveniment mai plăcut, să nu-ți plăcut oricum, ceva.
Te-am găsit la nuntă, pe ulița Gagarin. Da. Noi avem cunoștință la o nuntă, pe strada Gagarin, și de atunci suntem împreună. Chiar din prima seară, m-a cerut în căsătorie. Da. Noi, după cum știm că majoritatea timpului îl petreceți printre copii, cred că ne-ați pregătit ceva și pentru noi. Da, am pregătit o ședință, un casting de selectare a tinerilor talente în satul Bașcălie. Familia Iebajă Dumitru și Marcela va fi juriu. Vă rog frumos să ne aplaudați. Poate selectăm
facem lucruri bune, ne înșelă, iată, îi trebuie oameni, îi trebuie și noi oameni de ajutor, dacă în nașul nu-i place, îi dăm la domnul primar, că dumnealui tot are nevoie de lucrători. Selectăm tineri la prășit. Schimbăm programul, selectăm tineri la prășit. Ce mă ieși asta? Cam slăbuță la prășit? Prășești ea cum este? Nu știu, după cum cam puțin am mâncat, Madinca. Ceva să facă, dar... N-are putere după părerea mea. Bună ziua, dragă! Bună ziua! Cum te numești? Mariela. Mariela, da, ce poți să faci, dragă? Să spun poezii. Poezii? La prășit poeziile azi se duc. Nu prea merge. Ia să vedem, poate ceva nou. A fost odată ca în povești, au fost ca niciodată. Cerute mare împărătești. Stai, dragă, stai, nu merge așa. Astăzi la prășit nu se duc poeziile. Sapă. Sapă se duce la prășit, nu cu poezii. Vine data viitoare cu o sapă frumoasă. Te așteptăm la casting. La revedere! Nu-i plăcut, da? Dacă vrei să mă ajut, unde s-au mai văzut să vii la casting fără sapă? Să vină dar următorul. Să vină următorul. Mai tare că nu se aude. Să vină următorul. Ce-am să țipă mușii mei. Eu nu înțeleg. Imagin că-i tot aici. Nu, cred că eu, soră geamănă. Bună ziua, dragă. Bună ziua. Tu ai venit la casting, noi selectăm tine la prășit. Tu ce poți face? Să prășesc. Vai de mine, a venit una la prășit. Da. Hai, drăguțe, arată-mi cum poți prăși. Stai, nu merge așa. La prășit nu se prășește așa. Noi cât de cât știm cum se prășește așa, Dumitru. Mai ales el știe mai bine să prășească. Nu, data viitoare vine mai pregătit. La revedere, dragă! La revedere! Foarte corect, prășitul este... Ai văzut și fățâială? Soare fost pe bună, să văd eu. Dar ai văzut cum s-au fățâit parcă la prășit trebuie să-ți bușim așa. Să vină următorul, strigă mai tare, să vină următorul. Să vină iar următorul. Vai de mine, iarăși tu? Da, și de data asta o să cânt, că vă place sau nu vă place? Dumitru, ce să facem noi? Atâta fata dorește să evolueze, să-i permitem totuși. Îi dăm o șansă. Îi dăm o șansă. Poftim, drăguțe. Oh, da, da, tu, da, tu, de, da.
Lasă-te să uiți încă o dată la mine.
Ce văd, adunând fânul în căchiță. Ești marnic! Marnicit acum e! Continui, dragă, ce mai zic pe mine? Dar pe cine muncești și cine huzurești? Ia că nu uite la dânsă! Pe mata? Ce văd am sunt? Iar pe mata? Ce văd prășând? Pentru viața asta mă iar la prășând numai pe mine! Bă, leu! Ajunge, dragă. Nu mă lăprășit, mă pui. Și cât poate. Mulțumim, la revedere. Cărlani, crește și crește, da? Că e numai să vii și ai făcut mâncare. Dragă, te-ai supărat. Lasă-ți supărarea într-o parte. Nu mai stau chiar așa supărat. Când nu ți-a mai zis țiganca chiar de rău. Ți-a spus că ai niște cărlani frumoși, frumoși. Și ești și harnic? Eu știu că numai eu trebuie să lucrez pentru cărlani și frumoși. Lasă, dragă! Totuși nu te mai supăra. Știi ce vrei să spun? Iată, am să spun tuturor. Ia spune. Pe stomacul gol nu te apuc așa un dor. De-a cânta și a dansa. Mai mănânci nițel friptură din cărlanaș. Și apoi joacă dacă poți. Și mai fac și o învârtitură. Și te invit să cânti de poți. Și se spunea de mii de ori.
Să zicem. Tatăl Mariei are și